Acum că am lămurit cum se treaba cu dependency injection și am învățat cum să ne înregistrăm practic dependențele la containerul de IOC și cum să folosim dependency injection implicit inversion of control în Spring, o să mergem mai departe și o să creăm layerul de service al aplicației noastre. Și acum haideți să vedem la ce mă refer când zic layer de service sau service layer, da? ca să folosim termenii din engleză ca să sunem mai, mai ok. Prin service layer mă refer la un strat în arhitectura aplicației. Avem aici o diagramă cu arhitectura pe care noi urmează să o creăm imediat, dar bineînțeles supra-simplificat față de ce o să găsești în aplicațiile de spring în viața reală. Dar dacă înțelegi conceptele astea de bază, nu vei avea niciun fel de problemă să înțelegi și arhitecturile mai complicate, pentru că de cele mai multe ori chiar și aplicațiile foarte complexe cu multe linii de cod și așa mai departe vor respecta principiile astea de bază în care aplicația va fi împărțită pe layer, dar fiecare layer fiind cu responsabilitățile sale. Avem aici partea de controller, da? care e evident partea de interacțiune cu clientul sau cu cel care va face request către API-ul tău, da? Partea de controller e partea de interfațare cu clientul și cam atât. Nu trebuie să conțină logică de business, nu trebuie să conțină chestii de data access, manipulări de date și așa mai departe. Următoarea parte a aplicației este service layer și este stratul sau zona sau partea a aplicației care ar trebui să conțină logica de business a aplicației tale. Adică mai exact ce face aplicația ta. Dacă aplicația ta este una de este un magazin, este un, un backend de magazin online, da, partea aia care ar trebui să se ocupe de Plăți care ar trebui să se ocupe de... Ai un modul de plăți, dar în magazinul tău online. Dacă clientul încearcă să facă o plată și nu are suficienți bani pe card, ar trebui să-i arunci nu știu ce eroare. Dacă clientul vrea să comande un anumit produs și produsul ăla nu mai este pe stoc, ar trebui să-i afișezi în pagina produsului o anumită eroare sau un coș sau în oricare zonă consideri tu că e fit cu aplicația ta toate lucrurile astea, toate deciziile astea pe care aplicația le ia în funcție de ce se arate utilizatorului și când, toate lucrurile astea se întâmplă și sunt evaluate în Service Layer. Adică efectiv toate lucrurile care ajută la, care sunt de bază în funcționarea aplicației tale, se întâmplă aici în service layer. Service layer, bineînțeles, are de și spun de sub pentru că tot timpul data layer va fi chemat de către service layer și niciodată de către controller. Deci controllerul nu ar trebui niciodată să ajungă în data layer direct fără să treacă prin service layer. Chiar dacă aplicația ta, să zicem că este una foarte simplă, da? o să ai în, în API-ul tău doar operațiuni de tip crud, da, create, read, update, delete și să zicem că nu este foarte multă validare acolo. Chiar și așa toate lucrurile astea trebuie delegate și trebuie cât de cât validate prin service layer, în sensul de dacă încerci să obții un employee cu un ID care nu există. Ei, validarea asta a employee cu ID-ul respectiv se face în service layer. Dacă data layer aruncă o excepție că employee-ul ăla nu există, tu o să prinzi excepția în service layer, o să-i pui un utilizatorului un mesaj cum că angajatul respectiv cu ID-ul X nu există și o să dai mai departe către controller care va returna mai departe către client. Da, așa funcționează lucrurile astea. Tot timpul în service layer, chiar dacă aplicația ta este una simplă și să zicem că nu are foarte multă logică de business, dar totuși ceva validări tot timpul va trebui să fac. Fie că sunt validări, fie că sunt stilizarea mesajelor de eroare, așa cum ziceam mai devreme, pentru că nu poți să i trimiți să -i trimiți către client o excepție pe care a dat o data layer-ul pentru că nu știu ce entitate nu există în baza de date sau am încercat să accesăm o entitate într un mod necorespunzător. Da, și aplicația noastră a aruncat o excepție în data layer. E bine, excepția aia trebuie să o stilizăm cu un mesaj de eroare corespunzător și să o dăm mai departe către controlor care o va da mai departe către client. Deci tot timpul avem nevoie să facem ceva extra validări aici în Service Layer, chiar dacă aplicația noastră pare una simplă și pare una doar de crud. Bun, și acum dacă mergem înapoi în aplicație, dacă mai țin minte din episoadele anterioare, noi avem aici în controller o dependință direct către repository. Și ce am spus mai devreme, că controllerul nu ar trebui niciodată să ajungă în Data Layer. Da? Și implicit, că data layer este practic repository în cazul nostru. Da, ul reprezintă data layer -ul. Și așa cum vedem aici, controllerul ajunge direct în data layer, ceea ce nu este ok și toată partea asta de citirea datelor și așa mai departe trebuie să fie delegată către service layer și o să facem și noi asta imediat. Înainte de asta o să șterg MyClass și o să șterg și referințele ei, pentru că MyClass a fost folosită doar în scop demonstrativ în episodul trecut în legătură cu Dependency Injection. Bun, și acum ce trebuie să facem noi? Trebuie să mergem aici în package-ul nostru, să creăm o nouă clasă și o să-i zicem employees sau employee service. Da? Și toată logica asta care se întâmplă în controller în legătură cu Repository-ul și așa mai departe va fi mutată în serviciu. Deci serviciul va avea o dependință pe repository. Da? Private final employee repository employee repository. Am adăugat constructorul cu parametrul employee repository și o să facem public list employee să și importăm java util. get employees și facem return employee dot Bun, și momentan asta este singura metodă pe care o avem, da avem singura metodă este aceea de a citi toți angajații din baza de date. Mergem înapoi în controller și acum ștergem employee repository de aici și o să punem employee service, da? Să facem o dependință acum pe employee service ca să respectăm efectiv diagrama pe care am discutat-o aici și faptul că controllerul trece prin service layer ca să ajungă la data layer și niciodată direct, da? Employee, pardon, employee service și acum în loc de asta o să facem employee service și this dot employee service equals employee, haideți să-l redenumim employee service. Bun, și acum o să facem Employee Service, în loc de Find All o să facem Get Employees. Și în felul ăsta am mutat toată logica, practic, în Employee Service. Bineînțeles că logica nu este deloc în momentul de față, este doar o delegare mai departe către repository. Haideți să dăm un rerun aplicației, să vedem ce se întâmplă. Bun, și ce vă spuneam mai devreme în legătură cu Dependency Injection este că va trebui să anotăm clasele noastre care vrem să fie autoinjectate de către Spring. Da, vedeți că am primit eroarea Consider defining the bean type employee service in your configuration. Asta înseamnă că Spring nu a știut cum să instanțieze clasa asta employee service. Da? Și avem nevoie să-i punem un annotation pentru ca Spring să știe și să o detecteze în momentul în care face configurarea aplicației. Cum facem chestia asta? Ei bine, dacă simplu clasa noastră este un service și conține logică de business, vom face at service. Da, există o anotare strict pentru chestia asta. Acum haideți să dăm run și să vedem dacă Spring este acum capabil să ne instanțieze serviciul nostru. Bun, și se pare că și fost capabil, aplicația a pornit. Dacă merg acum înapoi în Postman și uh, încerc să chem endpoint ul de employees iau toți angajații din baza de date. O să vedem că totul merge corespunzător. Bineînțeles nu avem niciun angajat momentan, dar faptul că ne returnează 200 OK și un empty array de employees înseamnă că aplicația noastră funcționează corect.